Binecuvântează, sănătoasă, ce simți de la Domnul să împărtășești cu noi în dimineața aceasta? Mai întâi de toate, zic lăudat să fie Domnul pentru bunătatea, pentru mila și îndurarea care ne-o arată zi de zi. Orice lucru El îl face frumos la vremea Lui. Trebuie să avem răbdare și să ascultăm glasul și chemarea Domnului, că numai atunci vom simți cu adevărat că El ne e tată, ne e mamă. În orice împrejurare vom vedea binecuvântarea Lui. Nu aș vrea să vorbesc din trecut, aș vrea să vorbesc la vremea de prezent. Sunt undeva la țară. Am venit aici la îndemnul Duhului Sfânt. După ce soțul meu a murit, a trebuit să rămân aici. Sunt singură aici, dar nu sunt singură, sunt cu Domnul. Și într-o curte mare și cu multe. Dar slăvit să fie Domnul care ne cheamă, care ne dă putere pentru toate lucrurile. Și dacă îi ascultăm chemarea, așa cum a fost și cântarea, El este cu noi, El este tată, El este mamă și ne poartă de grijă în orice loc, în orice loc. Și El vrea ca acolo unde ne-a așezat să fim cu adevărat o lumină și sare. În locul acesta, la țară, deci mie nu mi-a plăcut să vin și am zis niciodată n-am să vin. Dar la îndemnul Duhului Sfânt am venit aici și mă simt binecuvântată. La început mi-a fost foarte greu. Dar acum, de fapt, văd mâna Domnului și purtarea Lui de grijă în toate. Mă simt în mâna Domnului și mereu mărturisesc, Doamne, Tu m-ai pus la adăpostul aripilor Tale. Eu aici, chiar dacă sunt așa mai într-un sat, mai departe de oraș, dar simt pe Domnul, avem biserică aici, avem frați, avem lucrare care Domnul a început-o cu copiii și totul este să asculți glasul Domnului. Și Domnul se îngrijește într-un chip minunat. Deci, în urma încercărilor și în urma tuturor lucrurilor care au fost și care credeam că nu se mai termină, Dumnezeu a adus și vremea de izbăvire, a adus vremea de liniște, de pace. Acea credință care mă face ca întotdeauna să știu că eu sunt cu Domnul, că Domnul veghează, Domnul este cu mine, Domnul mă binecuvântează și, într-adevăr, se vede binecuvântarea mâinilor mele, se vede binecuvântarea, deci nu o văd eu, o văd cei din jurul meu, cu adevărat, Domnul este cu mine. Și atunci când noi ne încredem în Domnul și așa cum a mărturisit fratele Alexandru, și în lucrurile mici, și în lucrurile mari, El este cu noi, numai ca noi să fim cu El. Deci mărturii cu toții avem. Sunt multe, într-un fel sau altul, fiecare poate să mărturisească cum Domnul l-a izbăvit, cum Domnul l-a ajutat, cum Domnul l-a păzit și l-a ocrotit. Așa mai recent vreau să vă spun cum Domnul m-a păzit dintr-o încercare care numai Dumnezeu a putut să facă. Acum câteva zile am auzit, eram undeva în grădină și am auzit când s-a luat curentul, pipea acolo la centrală și zise s-a luat curentul. Dar n-am sesizat, n-am dat importanță, eram cu alte lucruri. Când a venit spre seară și am vrut să aprind lumina, zic, n-a mai venit curentul. Tocmai a venit o vecină, zice, cum că eu am curent? Ne-am uitat, siguranța nu era căzută, ce se întâmplă? Când ne-am dus și ne-am uitat acolo în casă, deci luase foc, era o improvizație făcută de pe vremea când trăia soțul meu și acolo a cedat. Atunci nu erau așa multe consum, acum fiind mai multe, firul ăla așa a cedat. Acel fir era pe sub un plafon fals din poliestiren care putea să ardă și să cadă jos, să se aprindă casa. Dumnezeu ne-a îngăduit. Slăvit să-i fie numele, că Dumnezeu, am zis, Doamne, numai mâna ta a fost că n-a luat foc.
Deci suntem păziți zi și noapte, așa cum spune cuvântul, la plecare, la venire, fie că dormim, fie că veghem, Domnul ne păzește și Domnul este cu noi. Și când îl chemăm, și când nu îl chemăm, pentru că eu nu știam ce să se întâmple și asta, dar Domnul, ochiul Domnului a vegheat, m-a păzit și m-a ocrotit. Și în orice clipă și în orice loc unde merg, Domnul este cu mine. Așa cum ne spunea, am avut o taxă de succesiune, trebuia să merg să iau, taxa e în mâna Domnului, nu s-a terminat, sunt împotriviri, dar Domnul e în control. Și a trebuit să merg să iau un act de la notariat de acolo. Când am ajuns, notara nu era, eu am zis, Doamne, eu merg în numele Tău, te rog să-mi faci trecere și Tu, Dumnezeu meu, să te ocupi, că acolo se stă la coadă, e, cum să vă zic, ca la notar. Când am ajuns acolo, notara nu era. Am vorbit cu una din fetele care serveau acolo, zice, nu este doamna notară, nu. Zic, doamnă, dar zic, eu tocmai veneam de la Craiova, vin de la Craiova, zic, nu am posibilitate să vin totdeauna, zic, cum să fac? Zice, așteaptă puțin. S-a dus, a căutat dosarul și ce credeți? Mi-a dat originalul care nu avea voie să-l scoată de acolo. A zis, nu am voie să fac lucrul ăsta, dar pentru că ești din altă parte, uite, ți-l dau ca să nu te mai pun pe drumuri. Nu a fost mâna Domnului. Deci, practic, ea a făcut o ilegalitate, să iei un act care trebuia făcut duplicat și legalizat și să-l iei de la dosar și să ți-l dea, să nu mai faci un alt drum. Deci, bun este Domnul. E bun Domnul în toate lucrurile, în toate lucrurile. Eu mă simt binecuvântată și văd mâna Domnului. Deci nu vreau să mai mi-aduc aminte de lucrurile care au fost. Alea au fost, s-au dus. Am văzut și atunci mâna și puterea Domnului cum lupta pentru mine și se lupta cu ce rău. Dar acum vreau să mărturisesc îndurările Domnului, protecția Lui, binecuvântarea Lui. Deci nimic ce rău nu poate să se atingă. Deci chiar tot ceea ce avem și tot ceea ce suntem, Domnul păzește, este sub mâna Lui dacă îi încredințez. A venit o pasăre care, eu am niște păsări aici, că la țară sunt tot felul de lucru, că trebuie să facem ceva cu mâinile noastre, fiind la pensie, și le dau drumul în grădină. Am pus niște pomi acolo și ele pas pe acolo. În grija Domnului. Și a venit o pasăre, un arete din ăsta, cum îl numim noi aici, cum s-a venit direct în păsăre acolo. Și s-a repezit așa cum e să ia pasărea. Și ce credeți? A îngăduit Domnul? Nu. Pasărea aia a rămas într-un gard, îi țipau, și când am alergat, m-am luat după el, dar foarte, cum să vă spun, neînfricat, nici nu vrea să plece. Deci vrea, dar n-a îngăduit Domnul. Deci mâna și puterea lui Dumnezeu care păzește orfanul, văduva, care ne-a promis că este cu noi în orice loc și în orice vreme. Slăvit să fie Domnul. Domnul să ne ajute. Am mărturisit lucrurile astea ca să ne întărim credința, să vedem cum Domnul e cu noi, așa cum am mărturisit fratele Alexandru. Nevoile noastre sunt în mâna Lui. El le știe. Înainte să deschidem gura, să cerem, Domnul deja cunoaște nevoia. Domnul deja este cu noi. Și la început mi-a fost greu singură. Să nu credeți că singurătatea este ușoară. Dar slăvit să fie Domnul. Atunci când Dumnezeu este cu noi, El ne întărește, ne sprijinește, ne dă putere pentru orice lucru. Și atunci chiar și singurătatea devine o binecuvântare. De ce zic? Pentru că atunci când era împrejurările cu cineva necredincios, și erau atâtea lucruri care ce rău se folosea. Acum pace, liniște. Dumnezeu veghează. Ți-e greu, simți nevoia. Simți nevoia să ai pe cineva în casă și asta. Dar mai dau un telefon la o soră, la un frate, merg la biserică, la frați. Deci
totul a intrat într-un alt ritm și sub altă formă. Dar ce zice cuvântul? Toate lucrurile au vremea lor. Este vreme de plâns, este vreme de râs, este vreme când sunt îmbrățișeri, depărtarea de îmbrățișeri, de sădit, de strâns rodul. Toate sunt în mâna lui Dumnezeu. Eu îi mulțumesc Domnului pentru aceste lucruri care ele lucrează în noi și cu noi acolo unde ne așează, pentru ca să fim o mărturie pentru slava și lauda numelui Lui și să mulțumim lui Dumnezeu și să fim cu adevărat o binecuvântare ca numele Domnului să nu fie hulit din pricina noastră acolo unde ne așează El. Că e departe, că e aproape, că e la țară, că e la oraș, dar să fim încredințați că acolo unde El ne așează, El este cu noi și are un plan bun pe care El vrea ca să fie spre slava și lauda numelui Lui împlinit. Aici Domnul are lucrare, vrea să scoată suflete la mântuire. Duminică avem botez. Dumnezeu a început să facă o lucrare cu copiii la care Domnul m-a chemat și vrea să mă facă parte acolo, deși, cum să vă spun, parcă nu mă simțeam pentru așa ceva, dar Domnul m-a încredințat că e voia Lui și e planul Lui și e lucrarea Lui. Și noi trebuie să lucrăm în via Domnului acolo unde El ne așează. Acolo, acolo El este cu noi. Fie binecuvântat numele Domnului. De aceea eu mai puțin am intrat, pentru că eu sunt implicată aici și acum cu ajutorul Domnului este mai dimineața, este mai bine, dar v-am zis, este multă muncă, că vreau, că nu vreau, trebuie să le fac și pe cele pământești, că bine mi-ar fi să stau numai cu Domnul. Dar Domnul zice că trebuie să facem ceva cu mâinile noastre, nu? Și atunci dacă eu las ca în jurul meu să fie întuneric și să fie, cum să vă zic, buruien și astea, atunci nu mai e o mărturie pentru Domnul. Dar așa, când se vede lucrarea mâinii și în jurul tău și oriunde, adică și astea reflectă înțelepciunea pe care ne-o dă Domnul. Și asta reflectă că Domnul este cu noi. Când tu știi să-ți faci partea în orice loc, atunci Domnul binecuvântează, slăvit să-i fie numele. Mulțumesc, nu vreau Domnul să vă răbesc mai mult. să binecuvânteze sau... Domnul să fie lăudat și înălțat pentru toate. Amin, Mulțumim. amin. Domnul să vă binecuvânteze. Amin, amin, Vă dea Domnul. biruință. Amin, amin.